Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce gândește despre voi în această perioadă. Eu zic că și dacă am face etalarea mai des, ar veni mesaje diferite pentru că, știți bine, gândurile se schimbă. Uneori de la zi la zi, uneori chiar și de la oră la oră, în funcție de alte evenimente care apar și ne influențează mintea, stările. Aveți de ales între trei variante, numărul 1, 2 și 3. Stați să vă arăt. Mai. Da? Vă puneți pauză și vă alegeți, da? Hai să vedem. Și care ați ales? Aceste de cărți, ia să văd dacă a venit ceva, nu, n-a venit nimic, a venit? Nu, n-a venit. N-a venit, dar la capătul setului de cărți aveți regele de cupe. Ce gândește despre voi? Simte foarte multe emoții, ar vrea să le exprime, are și extrem de multă pasiune, ar vrea să înceapă. O, regele de bâte, ar vrea nu doar să exprime parte din parte. Pentru că regele de cupe în general exprimă puțin, dar se pare că are și o atitudine oarecum imatură pe care va trebui să o schimbe. Însă, sunt lucruri nemanifestate, rămâne de văzut ce gândește. Oricum, pasiune, emoții sunt cu duiumul, aș spune, și dorința de a manifesta ceva nou. Interesant că aveți doi regi. Dacă energia masculină este într-o vibrație foarte care e cuvântul pe care îl caut? Într-o vibrație, n-aș spune înaltă, nu. Adică nu musai. Atașată. Există un soi de atașament. Atracție, atașament. Da. Și toate aceste lucruri, interesant, ține la voi foarte mult. Dacă sunteți femei, energii feminine, divine, sau femei care v-ați trezit și vă știți valoarea, ați început să vă creați viața, să vă iubiți, să vă respectați acest personaj. Ține foarte mult la voi. Ține, ține. Hai să vedem ce alte cărți apar. Ce gândește despre voi. Numărul 1. Wow, ce frumos! Leoaica și delfinul. Aveți, da, imediat vă zic. Ia, vedeți cărțile? Leoaica și delfinul. La capătul setului de cărți, tigrul. Ce gândește despre voi? Ce gândește despre situație? Eu, despre situație, regele de aer și pe orizontal își cam pierde din logică, din rațiune în preajma voastră. Probabil că începe să dea măștile jos, rămâne de văzut. Dacă sunteți voi aici sau ei, dacă simțiți că este invers, puteți să căutați alt număr. Pentru că se întâmplă și eu când caut despre cineva, să-mi apară eventual stările mele. Dar se întâmplă. Eu oricum prefer etalările la alegere. Cinște? Apă și justiția. Lăsăm așa pentru că simt că e ceva. Situația aceasta. Situația aceasta. Ce gândește despre voi în această perioadă? Lăsăm așa cum a venit. 8, 5. Interesant. Aș pune așa setul de cărți că regina de pământ, body, mind și choice.
Wow! Împăratul l-am văzut aici. Și patru de monede pe care le-ați văzut și voi mai devreme odată cu mine, da? Patru de monede, împăratul. Și asul de bâte, l-ați văzut împăratul, asul de bâte, patru de monede, le-ați văzut la capătul acestui set de cărți, da? Adică nu împăratul, ați văzut asul de bâte și ați, regele de bâte și patru de monede. Iac, așa, simt nevoia să le pun pe acestea, să le văd, ia. Dați-mi un pic voie să le așez, da? Nu vă mai grăbiți. Eventual, când ascultați etalările, fiți un pic mai relaxați, pentru că dacă nu sunteți relaxați și sunteți pe fugă, sigur, nu veți prelua energia și vibrația pe care trebuie să o preluați. Wow! Deci, sunt așa. Simt nevoia să citesc, pentru că așa sunt ghidată, să citesc la capătul setului de cărți și dacă tot s-a împărțit în două, da? Așa. A, de transmis. Avem de transmis. Până la Uniune se dorește Uniunea. Se gândește la această Uniune, acest personaj. Dar o să luăm și din tarot. Ce gândește despre voi în această perioadă? Cei care ați ales numărul 1. Despre voi, doamnelor, domnilor, în fine, puteți să inversați energiile, vedeți. În primul rând și în primul rând, situația este o chestiune care ține de justiție. 5 de cupe. Uf. Unul dintre voi, deși cred că amândoi suferiți, la 5 de cupe există o stare de regret, de lacrimi, de durere emoțională din cauza unei nedreptăți. O, nedreptate în dragoste. Poate că există elemente care țin de apă, de aer, în mod special și pământ și foc am văzut, dar sunt în mod special elemente care țin de minte și emoții. Și interesant că aveți body și mind, minte și corp și mai încolo există emoție și intelect. Situația dintre voi este destul de complicată. În ce sens? Că această injustiție, că altfel n-ar apărea pe justiție 5 de cupe dacă ar fi fost justiție, nu? Clar. Este o nedreptate în dragoste. În ce sens? Pentru mine, justiția reprezintă karmă. Poate să fie și dharmă, dar într-un anumit context. Deocamdată, karma în această situație aduce lacrimi. Lacrimile voastre, eventual, ca și răsplată pentru nedreptatea cu care ați fost tratate, regele de aer, pe orizontal, adică nu este în vibrația sa cea mai înaltă, lacrimile pe care le-ați vărsat în această poveste de dragoste, nedreaptă, repet, va aduce și lacrimile lor, într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, eventual în această perioadă. Personajul la care v-ați gândit trebuie să aleagă între a menține această situație, repet, karmică, care atrage lacrimi după lacrimi și regrete după regrete, sau a comunica valetul de aer și a crea cu răbdare, că mesagerul acționează și de-aia am spus creație, în momentul în care acționezi, creezi ceva, da? Și a crea o legătură eventual de lungă durată, o legătură stabilă, inclusiv prietenie, orice, colaborare, mesagerul de pământ, da? Un soi de cavaler de pământ. Chiar dacă asta ține de multă răbdare, de o construcție pas cu pas a relației, ce ar fi ea, prietenie sau eu știu ce altceva, acest personaj, regele de aer, eventual pe orizontal, trebuie să aleagă. Posibil în perioada în care alege sau e în perioada în care trebuie să se trezească. Dacă a fost nedrept, dacă nu a exprimat ceva, trebuie să învețe să exprime. Am vorbit mai devreme de exprimare. Pasiune, emoții, ceva. În această carte, regele de aer are mască.
nu-și arată emoțiile, nu-și arată intențiile, nu-și arată gândurile. Faptul că a venit pe orizontal sugerează că se produce totuși o transformare. Acest personaj, dacă e un personaj, când poate nu întâmplător a venit, da? O energie masculină, despre care am vorbit chiar de la început. Acest personaj trebuie să își găsească principiile dreptate într-o formă sau alta în această relație. Dacă a fost nedrept, va trebui să fie drept. Dacă a fost ascuns, va trebui să fie sincer. Și trebuie să spun, pentru că asta e, știți bine, pentru mine justiția înseamnă și căsătorie. Dacă acest personaj este căsătorit sau unul dintre voi sunteți căsătoriți, dragostea care există între voi atrage multe lacrimi, tocmai pentru că vă puneți, vreți, nu vreți, într-un triunghi amoros. Vreți, nu vreți, pentru că nu, când se întâmplă, nimeni nu-și dorește așa ceva, da? Se întâmplă să te îndrăgostești de cineva care este căsătorit, căsătorită și asta e. Dar te mai întrebi, dar de ce s-a întâmplat? Pentru că apare alegerea. Zero, apare punctul zero. Ce gândește despre voi? Gândește despre voi că voi le aduceți fericirea. Sunteți, ia uite, sunteți regali, eu știu, maestuoși într-o formă sau alta. Sunteți demni. Aveți o, interesant, aveți o aură foarte puternică, sunteți protejați pentru că, am zis, împărăteasa, dacă unii ați plecat pe creștere spirituală și văd aici înțeleptul, aveți o mare, mare protecție pe care nu doar acest personaj o simte, eu mai simt și alții. Aveți o putere extrem de mare pe care eventual nu o arătați și puteți să treceți printr-un singur salt peste minciunile altora și peste mai ce? Interesant, poate să fie un salt dintr-o dimensiune în altă dimensiune, peste munca altora. În ce sens? Poate n-am fost, nu m-am exprimat, cu siguranță nu m-am exprimat corect. Pe de o parte ați muncit ca să ajungeți în această poziție, dar munca voastră de creștere spirituală nu a fost atât de lungă, pe lungă durată ca altora. Pentru că aveți această voință, aveți această energie și protecție divină care se manifestă și se simte într-o formă sau alta. Apare și frumusețea, da? O frumusețe interioară. Lucrată cu mult stârg și care vă ajuta să treceți peste multe strategii și în lucru, dar și peste multe minciuni pe care vi le-ați spus inclusiv voi. Și asta vă face acum să depistați falsitatea, să depistați nedreptatea, să depistați tot ce este nedrept și incorect și să, cu puterea voinței, să săriți în dimensiunea care vă reprezintă, în această dimensiune, fericirea, da? În 5-6D. Zic 6 pentru cei care știu ce se întâmplă în 6. Pentru că toată lumea vorbește de 5D, 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 dar foarte puțin știu despre 6D. În fine. Interesant, 4 și cu 2, 6, apropo că vorbeam de 6, da? Puteți să fiți și în aceste emoții pământene, eu așa simt aici, delfinii, în această apă, puteți să fiți și în emoțiile celelalte, divine, spirituale, creative. Interesant că aveți de două ori șase. Într-un fel sau altul, amândoi simțiți dragostea. Chiar dacă unul o simte pe o vibrație mult mai înaltă. Doi și cu unul, trei. Împărăteasa, nu? Pentru unii dintre voi, unele, ce gândește acest personaj? Că veniți eventual dintr-o familie deosebită, că v-ați educat, că sunteți persoane foarte educate, afară de creșterea voastră spirituală, mai este o chestiune care ține de educație, că aveți o inimă care vibrează, care transmite lumină în sensul acesta și ce mai gândește? Mai gândește că, iar, sunteți protejați. Sunteți protejați, protejate. Pentru ce o fi acest mesaj cu protecția? Poate că și voi sunteți protectori. Dar nu sunteți acaparator, posesiv. Protecția voastră ține de o vibrație înaltă. Aduce fericire, aduce confort, aduce valoare cu regina de bâte. Ce mai gândește despre voi? Că vă cunoașteți valoarea, am zis, cu regina de bâte.
Când cercați să fiți în echilibru între minte și corp, da? Și amândoi trebuie să alegeți o cale și se gândește că voi s-ar putea să o luați de la zero, cu alte cuvinte, pentru că s-a plâns, pentru că cineva n-a fost sincer, poate că ați și spus că vreți să mergeți într-o nouă direcție, zero. Într-o nouă direcție, eventual cu altcineva. Ori cu ei, dacă se schimbă, ori cu altcineva. Ce gândesc? Evident că atunci când cineva ia o decizie și celălalt suportă consecințele și e provocat să ia și el ia o decizie. Ce mai gândește? Tot așa. Că trebuie să ia o, să aleagă o nouă cale. Ori rămâne pe această cale în care se manifestă tot timpul lacrimi, pasiunea este, tentația este, ori trebuie manifestat adevărul, dar încă este nespus adevărul. Interesant cum vine. Încă e nespus. Am vorbit de tăceri, de măști. Odată spus adevărul, se vor echilibra multe lucruri. La capătul setului de cărți aveți. Opt de monede. Fecioara, da, aici are numărul 2. Și în sens de alt sens, 4 de monede, împăratul și asul de bâte. Energia masculină, da? Energia masculină probabil că muncește foarte mult, 8 de monede, muncește foarte mult pentru a manifesta stabilitate, 4 de monede. Dar, pe de o parte, voi sunteți în această energie, ei muncesc foarte mult, voi sunteți în această energie în care vă bucurați de creația voastră, happiness. I'm happy, da? Pentru că ați ajuns la multe, la o înțelegere specială. Că vibrația în care sunteți creează universul în care vă manifestați și viitorul universul în care vă veți manifesta. Și atunci, voi sunteți fericiți, fericite, aveți această putere să vă creați fericirea voastră, chiar și singuri, să mergeți pe o nouă cărare, apropo, nouă cărare, să treceți prin portalurile energetice necesare ca să creșteți și să mergeți, eu știu, înspre familia voastră spirituală. Aud. Intuiția, știți cum e, că nu aud voci, totuși. Patru de monede. Acest personaj foarte încăpățânat, 4 de monede și împăratul. Super, extrem de încăpățânat. Deocamdată stă fixat, pentru mine 4 de monede înseamnă relație karmică sau poate și un job karmic, un job în care poate nu-l reprezintă. Și pasiunea dintre voi și energia voastră înaltă îi pun pe gânduri. Eventual a trebuit să aleagă dragostea și mesagerul de pământ o cale care să-i reprezinte și din punct de vedere, erol, profesional, pasional, să devină independent, pentru că împăratul este independent, da? În cazuri în care aceștia încă nu sunt. Justiția, am spus, reprezintă căsătorie, poate să fie și un contract la locul de muncă, variază, dar pentru mine justiția reprezintă contracte. Și nu doar pentru mine, dar eu așa citesc printre altele. În continuare, ce mai simte? 5 de monede, 3 de monede. Posibil, am zis, e un triunghi amoros. Posibil. Posibil în acest triunghi amoros, cel puțin unul caută la etalările de tarot. În sensul că își caută răspunsuri, vrea să vadă dincolo de aparențe. Probabil că unele dintre voi sau unii dintre voi chiar practicați, dar nu vorbesc de ceea ce se practică, ci de... Și când zic unul dintre voi, vorbesc de unul din cei trei. Nu din cei doi, da? Unul din cei trei caută la tarot. Însă, am mare grijă unde ascultați tarotul, ar trebui să știți oarecum ceva și despre creațiile și manifestările celor care practică tarotul, altfel riscați, dragii mei, să intrați direct în brațele cui? Iaca! Mare grijă pe cine ascultați. Mare grijă. Mai ales în... Dacă ascultați și limba engleză, cum ascult eu, mare grijă, pentru că trebuie să vă selectați. Sunt oameni și oameni și acolo în străinătate se practică mult mai multe decât se practică aici. Și
Am spus 5 de monede. 5 de monede e o stare de abandon. Da, se simt abandonați și caută răspunsuri, eventual și ei, nu doar voi. Ar vrea ce? Ia, regina de foc. Gândesc că, într-adevăr, trebuie să însămânți. Interesant. Ceea ce ați însămânțat voi, pentru că energia fertilă este la voi, regina de pământ, leoaica, tânără iubirea, tigrul, da? Fecioara sau marea preoteasă, că e numărul 2. Ceea ce voi ați însămânțat prin pasiunea voastră și i-ați inspirat, îi inspirați să facă, să-și echilibreze emoțiile și intelectul. Aici este. Să devină mai înțelepți. Ca să se poată bucura de dragoste, de dragostea voastră, de dragostea lor față de ei înșiși. La toate aceste lucruri se gândește acest rege de aer în transformare. Acest rege de aer în transformare poate să devină regele de cupe, care este încă nemanifestat, neexprimat, regele de bâte, care și el este nemanifestat, neexprimat față de voi, într-o formă sau alta, într-o formă creativă, într-o formă înaltă. Apare regele de bâte și regina de bâte. Vă completați, repet, și emoțional și pasional, dar aici este o altă transformare a regelui de aer, eu așa simt, trebuie să lucreze cu mintea sa, minte și corp, pentru a menține stabilitatea în povestea voastră și pentru a crea acest echilibru, emoție și intelect, minte și emoții. Da? Pentru că odată creat acest lucru și odată devenind mai înțelept și ei, nu doar voi, se poate manifesta ce? Uniunea. Până atunci este tăcere. Până atunci, în această tăcere, probabil că amândoi mai lăcrimați din când în când, chiar dacă nu fizic, emoțional există, da? Acest plâns, acest dor. Până atunci, vă faceți prea multe griji și unul și altul, dar simt că totuși unul dintre voi are mai multă putere spirituală, nu musai mental în sensul de încăpățânare, cum am văzut la această energie masculină, ci putere spirituală să își vadă de fericirea sa pe o nouă cale. Da? Aici este marea preoteasă, fecioară, da? Cât am vorbit, domnule, ce mai gândește despre voi? Așa a fost să fie, ia. Ce mai gândește despre voi în această perioadă? Ia uite, Marea Preoteasă și ia. Gândește. Ce mai gândește? Știu că v-au rănit. Știu că v-au rănit. Dar pe de altă parte, nici ei nu arată că se simt răniți. Că sunt niște măști. Interesant. Cavalerul de bâte și 6 de spade. Pasiune la un drum la distanță eventual, dar alt mesaj ce se gândesc, că ar trebui să lase în urmă decepțiile și să meargă înspre ce? Ia uite, valetul de monede, de monede, 3 de bâte și temperanța. În primul rând să meargă înspre echilibru, echilibru între minte și corp, emoție și intelect, emoție și pasiune, da? Să meargă înspre echilibru și cu răbdare să continue să spere că vă veți întâlni și veți crea ceva. Sămânța ați sădit-o. Sămânța, să zic, a prins deja o mică rădăcină. Urmează să crească mesagerul de pământ în timp. Dar nu va crește prea mult atât timp cât personajul nu face niște transformările necesare, da? Pasiune există, dar se simte blocat, ba e chiar obsedantă pasiunea, dar există un blocaj mental
peste care trebuie să treacă. Un blocaj probabil în exprimare. Avem mesageri, avem valeți, avem cavalere. Ce mai gândește? Mai dăm o carte. Ce mai gândește despre voi în această perioadă? Există o doză de speranță că vă veți împăca în cazul în care sunteți supărați unul pe celălalt. Am văzut că e de spate. Există o doză de speranță. Dar e conștiința că, totuși, trebuie să se echilibreze, trebuie să aveți răbdare. Ea clarifică, eu te vorbeam de împărăteasă și spânzuratul. Împărăteasa nu poate să stea pe loc. În trei de cupe. Nu se poate. Clarificăm totuși. Hai, decât să mai caut alte cărți, mai bine mi-ai clarifica. Te rog, temperanța. Ce costă această temperanță? Ce este de temperat? Iau de roata norocului. Da. Sentimentul de abandon. Obsesia în această perioadă a singurătății și a abandonului. Obsesia pentru această pasiune. Iar există o trădare, o durere în viața lor. Poate o altă pasiune, dar toxică, agresivă, i-a rănit și acum ei trebuie să se vindece. Și pentru că simt pasiune și pentru voi, probabil că la un moment dat au comparat și s-au gândit că dacă se va întâmpla la fel, din acest motiv au avut măști, din acest motiv ceva nu s-a exprimat. Probabil, voi știți, sau dacă nu știți, mai preluați mesaje de aici, de acolo. Temperanța în continuare, mai dăm o carte pentru temperanța. Ce înseamnă temperanța în acest context? Ce reprezintă temperanța? Ia uite, soare, doamnele, ce arcane majore vin! Încă o carte. Ce era cavalerul de spade, ar trebui să se comunice. Probabil se va comunica într-un mod impulsiv, neașteptat. Mai dăm o carte. Vă și luna au fost secrete, probabil că sunt secrete, confuzii, lucruri nelămurite. Sunt multe aici. Mai dăm o carte pe temperanță, te rog frumos. Mai dăm o carte pe temperanță. Uf! 8 monede în invers? Dar de ce invers? Mai dăm o carte. Din cauza grijilor. Interesant, am zis de căsătorie, am zis. Iar regina de monede pentru mine înseamnă și soție. Și din cauza că există o căsătorie sau o familie, mamă, poate să fie și mamă cu 10 de monede, familie, mamă sau soție, sau un personaj feminin care are un aspect karmic, din cauza aceasta apar lacrimile, cum zisei mai devreme, și importanța sau necesitatea, cum vreți voi să ziceți, analizei. Ce fac? Ce fac? Da? Echilibrul dintre minte și corp. Pentru că acest personaj este deja rănit, a mai atras prin situația dintre voi încă o rană, eventual, și rămâne de văzut cât poate să o ducă, pentru că își cam pierde din energie sau nu prea are foarte multă energie în continuare. Mai dăm o carte în legătură cu această temperanță. Dăm o carte. Dacă muncește prea mult, dacă vrea, acum continui mesajul, dacă muncește prea mult și se concentrează pe bani, cum am zis mai devreme, să-și creeze stabilitate, job cu responsabilități, frumos ar fi să schimbe energia și să devină energia sa masculină înaltă. Soarele astea înseamnă energie masculină înaltă. Împăratul, da? Cel care generează spor, abundență, stabilitate. Cel care își conduce viața după principiile sale, la care trebuie să ajungă regele de aer, care încă trebuie să-și descopere niște principii, niște direcții ale sale, autentice, nu, eu știu, preluate din familie, din contractele karmice. Ce mai gândește? Gândește că, pentru unii dintre voi, dacă e căsătorit acasă, nu este echilibru.
posibil să nu-și mai dorească să lucreze pentru cuplul respectiv, pentru casa respectivă, să aibă parte de o trezire. Ia uite, un capitol. Da, pentru că acolo sunt discuții, eventual. Împăratul. Împăratul care e înconjurat de griji, de stres. 4 de spade, 9 de spade, 5 de spade, discuții. Probabil că are pe cineva care urmărește și îi urmărește activitatea, eventual, dar și el are tendința de a se izola cu acele remici și de a analiza, pentru că e rege de spade, încă n-au ajuns împărat, în varianta sa bună. Clarificăm totuși pe 8 de monede, mai dăm o carte, ce gândește. Dacă voi ați avut niște momente frumoase, întâlniri frumoase, acestea au fost datorită muncii voastre. Și posibil se gândește că nu mai vreți, că voi vreți să mergeți către, eu știu, lucruri care vă hrănesc spiritul, soarele și această leoaică, da? Vă hrănesc spiritul, pe calea voastră spirituală și să nu mai vreți să lucrați în relație. Există și varianta asta, dar iau-te un turn, o separare. Dăm pe 8 de monede invers, te rog frumos. Carte. Ups, ia uite, iar luptă. A venit puterea, dar invers. Măi, acolo, ori la locul de muncă, ori acasă, ori și, există niște lupte pentru putere, dar vedeți, a venit invers, se manifestă ego. Nu transformarea, nu creșterea, nu varianta superioară, înțeleaptă. Dar a venit și regele de spade invers. Ha. Nu are putere, am vorbit că e obosit din cauza acestor lupte, din cauza orgolului cuiva. Am vorbit de o regină de bâte care avea parcă ceva, un 5 de spade în spate. O regină de bâte, o persoană pătimașă, n-aș spune pasională, că e o mare diferență între patimă și pasiune. Și probabil geloasă sau, da, cu 5 de spade, probabil acolo. Chiar dacă, am spus mai devreme, dați în urmă, extra pasiune și pentru voi. Mai dăm o carte pe această putere invers. Ce gândește? Iar am vorbit mult. O, asta e, nu e nici asta prea. Ia uite, 8 de spade, aici e blocajul lor. Se simt legați deocamdată în această situație. Nu găsesc soluții. Ia uite, 9 de spade și luna. Sunt confuzi în lucruri despre care nu știți. Ar vrea în... Ia uite, ar vrea să manifeste, să exprime dragoste. Ar vrea să... A, regina de cupe? Am crezut că e regina de bâte. Regele și regina de cupe. Dar... Voi, doamnelor, eu cred că ați exprimat, magicianul și 8 de bâte, ați exprimat dragoste, ați oferit dragoste. Dar dacă nu primiți, pentru că ei nu au arătat, vă veți vedea de un nou drum, am zis, zero, da? Veți merge. Dați în urmă, fecioara avea o cale, veți merge într-o nouă direcție care să manifeste ceva, soarele vostru, parte din trezirea voastră, din creșterea voastră spirituală. Și atunci ei își fac multe griji în legătură cu acest 0-1. E un punct special între voi, o intersecție de drumuri. Ia, 10 de cupe. Fericire. Clarificăm și soare și cam gata. Am vorbit foarte mult. Nu știu la celelalte numere cât voi vorbi. Apoi a venit... Ops... Asta, soarele. Ia uite, 5 de monede. Dar e un pic în schimbare, ați văzut și voi pe diagonal, vreau să zic. Da? Aici este temperanța cu răbdare. Se pot vindeca de acest sentiment, de aceste blocaje și de blocajele astea, de problemele astea. Poți să fie și de sănătate, în sensul că nu e putere, nu e energie consumată acasă, acolo unde e dezechilibru, la locul de muncă unde trebuie să muncească foarte mult. Ați văzut, ia, da, dați în urmă, era un 4, am deschis la regina de cupe, era un 4 care ținea, eu știu, niște stâlpi,
stâlpul familie, stâlp, eu știu, poate și la job, oamenii se bazează pe acest personaj, în fine. Muncește până pierde din sânge, din energie în sensul ăsta. Soarele arată că se va schimba totuși. Se gândește cum să schimbe energia, cum să se revitalizeze. Apropo, mulțumesc mult că n-are energie pentru că se simte blocat. Și sentimentul de abandon și rana care s-a produs între voi adaugă, iar durere într-o formă sau alta, dar apare și trezirea. Am văzut și turnul, separare de cineva sau de o situație neconstructivă. Și soarele, mai dăm o carte pe soare, totuși pe 5 de monede. Ar putea să fie această, așa simt, această rază de soare care apare între voi doi. E o lumină. Probabil că primește inspirație, ar fi frumos. Dar, hai să vedem. Ne dăm o carte pe acești 5 de monede. Iată, regele de spade, de care vorbim de la începutul începutului. Regele de spade. Hai, mai e ce... Da, vrea să se împace, știe, de 5 de cupe despre care am vorbit. Vedeți cum lucrează și tarotul? 5 de cupe, 5 de cupe. Lacrimi, într-adevăr. Nebunul l-am văzut prin 0, mai devreme, da? 0.0. Și acest personaj și voi și ei sunteți convinși că ceva trebuie schimbat. Dar... la ei apare un 6 de cupe. Ar putea cu temperanța? Interesant că temperanța și 6 de cupe ambele vorbesc despre împăcare. Probabil că speră. Da. Mai dăm o carte cu 6 de cupe, deci poate că n-ar fi trebuit, ar fi trebuit să lăsăm așa un suspans. Ia uite, 10 de monede. Mai e un alt personaj care, iau-te, justiția. E un contract interesant. Justiția cu moartea, asta înseamnă și asul de spade. Iar e trezire. Trezire în legătură cu o căsnicie în care nu a existat echilibru. Și apare regina de cupe care arată, iau-te, pasiunea asta și emoțiile despre care am vorbit, iar asul de bâte și regina de cupe, pasiunea și emoțiile care trezesc la o altă realitate. Și aici asul de spade spune că apare dorința de eliberare, măi, o eliberare de o relație karmică, contractuală, căsătorie. Iar căsătorie, justiție înseamnă pentru mine... și căsătorie, că e casa șaptea, da, a relațiilor de lungă durată, contractuale, căsătorie sau job, dar cred că e mai degrabă căsătorie pentru că e susținută de marele preot, da? Măi, moartea pe justiție, ce poate să fie decât divorț? Într-o formă sau alta, șapte de cupe. Din cauza că acum înțelege cu regina de spade și asul de spade că au fost confuzii. Poate că personajul respectiv a avut opțiuni. Poate că și ea a avut opțiuni. Dar cea mai importantă opțiune ești tu însuți. Și am muncit, am zis mai devreme, am muncit atât de mult în această relație. Eu așa sunt ghidată, să spun. Unde ești? Da? Aici. Am muncit foarte mult și se simte consumat, apăsat în această relație pe care o lasă în urmă, dar lucrurile sunt pe termen lung. Probabil că își dorește, la asta se gândește, că regele de spade se gândește, face strategii. Cum să manifeste împăcarea cu voi și să manifeste o relație stabilă, abundentă cu voi. Nu? Gata, hai, am vorbit foarte mult și mai sunt încă două numere. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Dragii mei, și dacă simțiți că nu rezonați, căutați eventual alt număr, se întâmplă ca intuiția să nu lucreze perfect în momentul în care alegem. Și ce ar mai fi? Și chiar dacă lucrează perfect, să ascultați despre voi, nu despre cealaltă persoană. Așa, prin comparație, vedeți, unde sunteți. Ok.
Achit Ochi, care era numărul 2. Acesta era numărul 2, da? Acesta era numărul 2. Iar eu trebuie să-mi pregătesc cărțile de curăț. Să le curăț. Dragii mei, cei care ați ales numărul 2, ați ales un set de cărți foarte drăguț. A apărut, da. Interesant, 5 de monede. Da, deci aici a apărut. E un sentiment de abandon pe care îl experimentați voi sau ei. Eu știu. Curățăm cărțile acestea. Sentiment de abandon. Ce a fost ăsta? 10 de cupe, 4 de monede. 0, 1 și 10 de băte într-un 4 de băte. 4 de băte e relație, poate să fie casă într-o formă sau alta. Casă, relație. Dar acolo, în casa aceea 4, sunt 10 de băte. Trebuie depus foarte mult efort ca să se mențină echilibru. Foarte mult efort, până se consumă energia cuiva. Apoi apare un zero, a apărut sau apare, eu știu, e de domeniul trecutului sau e de domeniul mai puțin public, să zic. Apare un zero, după care se manifestă 10 de cupe, o stare de euforie, de bine, de fericire, la care 4 de pute ține foarte mult. Dar din ce motive apare 5 de monede? Nu știu unde sunteți, dacă cumva v-ați separat de această fericire din cauza unei relații karmice, iar 4 și 4, relația karmică. Ia uite, just, nu e, 7 de spade. Un personaj care nu arată ce gândește. Regina de spade, 7 de spade, personaj cu marcaj puternic în semn de aer, probabil ca acasă. Ori nu spune ce se întâmplă acasă, ori acasă e un personaj, n-aș spune musai rațional, cu marcaj în semn de aer, da? Care nu prea arată ce gândește, da? Și acolo ceva consumă. Se consumă foarte mult, poate că amândoi se consumă în acea relație karmică, aș putea spune, că așa se întâmplă în relațiile karmice. Dar trebuie să depui extrem de mult efort ca să o mențină echilibru. Iar la celelalte trebuie, deși se simte echilibru de prima oară sau de la început neapărat prima oară, se simte o stare aceea de euforie, de echilibru, trebuie să depui efort ca să învingi blocajele. E o mare diferență. Dar 5 de monede. Un sentiment de tristețe, de depresie. De... Poate că sunt și probleme financiare pentru unii dintre voi. Poate. Un mesaj în plus. La ce se gândește? Că se simte singur? Singură? Că a fost abandonat, eventual cine a abandonat s-a dus într-una din cele două variante, mai bun sau mai rea. Voi știți, vedem ce au de cărță. Ce gândește despre voi în această perioadă? Numărul 3. Ce gândește despre... Da, 2! Vai, probabil că va trebui să ascultați și 3, eventual. Ce gândește? Secrete. 2. Nexon. Responsabilitate. Eu știu. Gândește că aveți prea multe secrete. Gândește că nu arătați. Care din voi nu arătați? Mi se pare așa mai viclenos. Mai viclenos Nexon decât persoana de aceasta. Probabil eu așa... Vedem, pentru cine o fi, cum o fi, probabil acest personaj se simte singur și abandonat în lumea sa. Din cauza că celălalt nu arată. Dar celălalt nu arată și e și foarte posesiv. La capătul setului de cărți avem reliability. Da, este un personaj pe care te poți baza, dar foarte rece. În comparație cu celălalt care are putere prin autenticitate. Dar iar apare, ce mă enervează când apare, da, șarcul, go-getter-ul.
Energie masculină distorsionată. Puf. Și cealaltă energie masculină, care, nu, masculină, scuzați-mă, feminină, care își cunoaște puterea și autentică. Este, ia uite, 11 și 17. Bine, 11 îl văd și ca pe 2, Marea Preoteasă, Justiția, și aici puterea și steaua. Persoană foarte puternică, energetic, care știe puterea, știe forța și e în stare să înfrunte pericolele. Și nu doar că e în stare să înfrunte pericolele, dar unde era? Nu mai știu exact cum era ordinea. Dar recunoaște adevărul. Da, aici este. Recunoaște adevărul. Simte că e mințită și simte că e mințită de oameni care se mint pe ei înșiși. Hai să mai vedem situația. Hai să vedem situația la numărul 2. Situația la numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Situația la care se gândesc ei. Și repet, dacă nu rezonați din prima, căutați la celelalte variante. Sau la alte videoclipuri, că mai sunt, o să pun la sfârșit videoclipuri. În playlist-ul la alegere mai sunt detalii pe genul acesta, ce gândește. Poate rezonați cu acelea. Ia, situația. Despre ce vorbim aici? Da? Sau despre cine sau despre ce? Despre cine sau despre ce vorbim? Sunt multe. Da, interesant, lăsăm. Lăsăm. Roata norocului, dragoste și mesagerul de foc. Mesagerul care e cavalerul de foc. Ce gândește? Uf, ce frumos vine mesajul, dar nu arată. Fuck it. Vedeți, aici e mult foc, multă pasiune. Mama lor de secretuși. Da? Multă pasiune. Gândește că această întâlnire predestinată, întâlnire care vă trezește un soi de dragoste, de compasiune, gândește, știe, eu așa simt, știe că această întâlnire aduce dragoste în viața ambilor, într-o formă sau alta. La unul poate se marchează această dragoste sau se manifestă mai mult prin pasiune, la celălalt prin compasiune. Compasiune. Vedem ce alte mesaje mai vin. Ideea este că amândoi aveți măști. Ah, interesant. Amândoi aveți măști. Celălalt nu arată, e linsul acela, dar linsul e simbolul vicleniei, da? Foarte posesiv, multă pasiune pe care o ține în spate și așa foarte impenetrabil, da? Rece, distant. Dar uitați-vă ce pasiune are. Periculos, dangerous. Dar reținute sub o formă a calmului. Celălalt personaj își cunoaște energia. Aici ce sunt? Spicuri de gleu. Este persoana abundentă, dar își ascunde și ea parte și din sentimente și din putere, eventual. Interesant. Deși e autentică, și ascunde parte din putere. Interesant. Așa vine mesajul. Deci situația este că sunteți... Dragostea dintre voi... Trebuie să depășească stadiul de pasiune, cavalerul de bute, și să manifeste o schimbare în viața fiecăruia. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Scuze, regina de pământ, 6 de pământ, 6 de apă, 5 de pământ. Nu are prea o tasă, regina de apă. Există un conflict între voi. Ori mai sunt alte persoane despre care cred că și unul și altul știți.
Marea preoteasă și șapte de aer. Iar și unul și altul. Marea preoteasă aici, șapte de aer aici, da? Și unul și altul. Nu arătați ce regina de cupe. Emoțiile pe care le simțiți, eu așa simt. Și asta creează conflicte. Conflicte. Pentru că voi știți că v-ați mai întâlnit, de aia întâlnire predestinată. Unul știe prin cunoașterea pe care a acumulat-o, celălalt o simte, dar poate că nu o înțelege încă. Că v-ați mai întâlnit undeva cândva. Și eventual, interesant cum vine mesajul, ar trebui acum să echilibrați situația, să oferiți reciprocitate probabil pe care n-ați oferit-o la un moment dat în timp, în spațiu, ori până acum, ori în alte vieți, și să creați ceva valoros. Vedem. Mai vedeți și la, nu, și vedem nu doar în etalarea aceasta, ci și la celelalte. Da? Ce cărți am mai scos eu? A, de aici am mai luat. Da. Da. Să ce gândește? Fugi-te. Ceva trebuie să se schimbe. Dacă sunt prea multe secrete, dacă, am zis, pentru că celălalt nu arată și celălalt își reține din manifestări. Și mi se pare normal, da? E o atitudine oarecum înțeleaptă. S-o fie exprimat ce s-o fie exprimat, dar... Ha! Ce simt acum? Această energie... feminină care simt că este mai conectată la intuiția sa decât personajul celălalt. Își ascunde parte din viziuni. Nu neapărat că nu spune. Își ascunde parte din viziuni pentru că deocamdată se simte, interesant, reținută de acest personaj. În ce sens reținută se simte? Care-i cuvântul? Wow! Wow! Nu știu pentru cât timp va dura, pentru că nu cred că va dura mult timp acest lucru. Simte că puterile ei... îi sunt blocate de posesivitatea și pasiunea acestui personaj. Puf. În acest motiv posibil, vedeți unde sunteți, doamnelor, să faceți o alegere, să schimbați energia și să mergeți, cavalerul acționează, să mergeți într-o direcție care vă reprezintă, uitați cum privește către lumină și e încoronată cu lumină. Mai vedem ce cărți mai apare. Uf. Ce gândește despre voi? Hai să vedem. Nu știu care sunteți bărbați, femei aici și pe cine reprezentați. Personajul aici sau personajul de aici? Rămâne de văzut. Amândoi aveți mare intuiție, dar... unul, cred că totuși o folosește în direcții negative, e foarte posesiv, și celălalt o folosește în direcții creative, spicul de greu. Se manifeste femeia divină, marea împărăteasă, nu marea împărăteasă, le-am combinat, da? Ce gândește? În primul rând am zis, energia feminină tot apare aici. Dacă vorbim de o doamnă, cu toată compasiunea și dragostea, și pasiunea și compasiunea, această doamnă alege să se concentreze pe lumină, cum zisei mai devreme, și să lase deoparte gândurile negative. Probabil că face un efort. Ce e asta? 18. 18 este luna. Își analizează emoțiile. Vrea să înțeleagă de fapt eu ce fac. Simt pasiune sau simt compasiune? Că dacă simt compasiune, reacționez într-un anume fel, interesant, moarte și renaștere, într-o perioadă de transformare.
Da, asimilul său. Conștientizează că aceasta este o întâlnire karmică în călătoria sa, necesară să-și transforme sinele, să-și înțeleagă mai bine și să renască într-o formă sau alta. Interesant. Da. Apare față de numărul 1, unde a apărut energie masculină, aici apare energie feminină. Că-i femeie sau e un bărbat în energia sa feminină, vedeți. Wow, ce mai simt! E a doua oară când mi se confirmă. Da, întâlnirea asta care vine ca un noroc în viața celuilalt și o provocare de a se transforma, să zic, de a se recrea, apare și ca o provocare spirituală în viața celuilalt care este mai trezit. Dar uitați, am vorbit de energia feminină, am vorbit de energie. Ia uitați, vedeți, sunt două universuri, două O, univers, da? O, univers. Și iar personaj care ține acest univers și aici este șarpele care ține. Am vorbit, este pasiunea cuiva, poate și gelozie, care îl ține pe celălalt în manifestare, bre! Eventual, ce mai simt? Eventual, pasiunea fizică ar trebui să se transforme în dragoste, pentru că totuși e un șarpe verde și verdele înseamnă chakra inimii. Înțelegeți? Cei care ascultați de mai mult timp. Aici se produce și schimbarea din celălalt, da? Am zis, schimbarea dintr-unul este o provocare în calea sa, călătoria sa spirituală către sinele său. Va trebui să învețe să pună niște blocaje. Această dragoste are nevoie de mult timp să crească. Interesant, văd trei energii aici. Uite, și apare și uniune și intuiție. Intuiția voastră, doamnelor, vă spune că dragoste este, că se va manifesta dragoste la un moment dat cândva. Dar această dragoste deocamdată trebuie protejată, da? Și trebuie să mergeți în continuare, să vă investigați sinele, să faceți meditație, să creșteți în această pasiune, din această vibrație, din primele două chakre, să creșteți până la chakra inimii și să depășiți stările, nu știu, niște stări create de această posesivitate, de secretele care se manifestă între voi și în jurul vostru. Da? Și această experiență, întâlnire, repet, predestinată, face parte din călătoria voastră. Țineți de transformarea voastră în dragoste, dar mai ales a celor care încă, da, sunt foarte posesivi, acaparanți. Interesant, îmbrățișarea, așa simt, e ca o îmbrățișare, da? Cineva că, când te ține în brațe, te dor oasele. Atât e de, nu doar de pasional, e și posesivitate acaparantă. Ce gândește? Gândește că trebuie să se orienteze către lumină. Să-și aleagă, e conștientă, am zis, e conștientă, Marea Împărăteasă ținută, încarcerată energetic. Păi, dar se vor sparge. Sunt multe crăpături. Cu alte cuvinte, se produce separarea turnului, poate mai multe turnuri, mai multe separări, până vă veți elibera. Că e schimbare de energie. Și veți alege eventual alt personaj pasional, dar care nu vă ține. Interesant. Care nu vă ține așa încarcerați energetic, ci vă încoronează. Interesante mesaje. Vedem care din ele sunt susținute în această perioadă. Ia. Ce gândește despre voi? Numărul 2. Da, și cu gândul la energie, mama de spate, am văzut-o mai devreme în timp ce vorbeam la pre-analiză. Gândind pozitiv în lumină, poate să manifeste asul de monede, ori o nouă relație, ori o abundență pe care o manifeste de ceva timp, ori un nou proiect, ori o nouă relație. Am zis relație, nu mai știu de câte ori zic, mai greșește. Ia uite, regina de bâte. Și regele și regina.
Dar regina de spade arată că analizați această pasiune teribilă între voi. Ia uite, vorbeam de asul de monede. E un potențial, dar probabil că rămâne nemanifestat din niște motive. Am vorbit și de trăsnete. Energia masculină trebuie să treacă prin niște revelații, separații de un vechi, ca să... Manifestă trezirea. Hai da. Ce gândești tu despre voi în această perioadă? Ce gândești despre voi în această perioadă? Ups! Regina de putere apare, dar e pe orizontal. Și regii de putere... Interesant. Mai dăm o carte. Tot îmi vine. Mai e posibil așa ceva. Și soare, și sun. Fiul. Pasiunea dintre voi a adus durere. Probabil că este și un trei, apare un bărbat și două femei. Extraordinar. Și acum apare alt bărbat. Sunteți nebuni. Deci, regele de spade și regina de cupe. Am spus că e multă pasiune între voi. Parcă așa am spus de la început, da? Dar trebuie analizată bine această pasiune. Pentru că pasiune pot să creeze sau pot să distrugă. Ascultați eventual la înregistrarea pe care am făcut-o despre apă. Dacă ai pasiune și nu hrănești pasiunea cu emoții, cu apă, cu dragoste, se usucă totul în jur, devine un deșert. Și aici văd mult soare, vedeți și voi, da? Mult soare, mult foc. Ia să și clarificăm. Iar 5 de cupe și am început cu 5 de monede. Stare de regret în legătură cu... Posibil o căsătorie cu marele preot și 10 de bâte? 10 de bâte pentru mine înseamnă contract. Undeva în care se muncește pe rupte. Poate să fie căsătorie, poate să fie job în care se muncește pe rupte. Se muncește și îți pierzi, interesant, de la atâta energie depusă, eu știu, casa... Cum am zis mai devreme, da? Nu, a fost și mai devreme, da? 4 de bâte și 10 de bâte. Casă. Educație, familie. Da? Care a secătuit emoțional pe cineva și chiar energetic. În fine, hai să și clarificăm. Dacă tot am vorbit, avem mai puține cărți decât la primul număr, hai să și clarificăm. Regina de spade, te rog frumos, clarifică. Deci, energia feminină, gândește corect. Energia masculină, aveți două cupuri, foc, foc, aer, aer și apare și regina de cupe. Însă, regina de cupe și ea pe orizontal. Mai arăt emoții sau nu mai arăt emoții? Și la fel vă întreba și unul și celălalt. Unul nu arată emoții din obișnuință, altul nu arată emoții pentru că își dă seama că nu are cui deocamdată. Regina de spade este în vibrația sa bună. În ce sens? Și regele de spade, interesant, la numărul 1 a venit regele de spade pe orizontal. Poate are legătură. Wow. Deci am niște mesaje până acum, până să clarific. Posibil că totuși nu degeaba apar secretele, da? Probabil că și unul și celălalt mai aveți niște personaje pe lângă voi.
Unul poate e căsătorit, celălalt are o relație de lungă durată sau, eu știu, are pe cineva în preajmă sau poate unul are și celălalt nu are. Dar apare această variantă. Un cuplu în care a fost multă pasiune, dar cum am zis, în care nu s-a manifestat emoția, nu s-a manifestat dragostea autentică, începe să se zdruncine. Interesant. Ea eventual își pierde din pasiune sau din atractivitate eventual, el se trezește, apare un trăsnet, se trezește la o realitate. Realitatea fiind aceea că are nevoie, e un rege de spade în transformare. Încă nu a cuvântat pentru că e în acest proces de trezire. Distinge între pasiunea care a fost față de cineva și dragostea și pasiunea pe care o are față de cealaltă persoană. Am impresia, așa sunt ghidată, da? Că aici personajul acesta din cuplu despre care am vorbit, ea a manifestat energia, pasiunea într-un mod poate ori prea mental, ori prea... Interesant. Am văzut aici distorsionat. Energia, deci energia feminină și-a anihilat împărăteasa, și-a anihilat puterile feminine. Cu alte cuvinte, a avut ori o dorință de control. Da. A avut dorință de control. Pe de altă parte, acest personaj, regele de bâte și regele de foc, în ce sens? Pasional și rațional, amândoi, dar, repet, unul a manifestat dorința de control, poate prea multă gelozie, poate prea multă... Ceva, în fine, vedeți voi ce. Celălalt își dă seama că atât timp cât nu comunici emoțional, într-o pasiune, lucrurile se pot dărâma, se pot separa. Și ce mai înțelege? Că această nouă relație, eventual, sau relație, e o dragoste aici, e o dragoste mai secretoasă, mai secretă, da. Cred că are legătură cu această dragoste, cu aceste secrete. Înțelege că trebuie să exprime emoțiile, altfel pățește cum a pățit în cealaltă relație. Aici e trezirea acestui rege de foc. Acestei energii masculine, plină de pasiune, dar care până acum, nu a arătat nici emoții, nici ce gândește. Eventual a arătat doar atracția, într-o formă sau alta. Interesant. Hai să și clarificăm. Dar dacă sunt trei personaje, că nu degeaba sunt secrete, dacă sunt trei personaje, asta e. Și vorbeam de trei și apare trei de monede, da? Doi de monede și îndrăgostiții, da? Nevoia de a echilibra între dragoste și... Triunghi amoros. Clarificăm regina de spade, te rog frumos. Regina de spade. 6 de bâte. Clarificăm regina de bâte pe orizontal. De ce pe orizontal? 6 de bâte atrage atenția sau vrea atenție uneori. Este și o energie egoistă. Și aici e 7 de bâte. Interesant. 6 și 7. Asul de spade. Acum, deci eu v-am dat acum, revin la cealaltă variantă pe care mi-am dat seama că nu am spus-o, da? V-am spus la un dat despre trei persoane. Că apare o dragoste emoțională, o pasiune și emoțională, nu doar pasiune în viața cuiva, eventual a regelui de bâte. Acum, în cazul în care nu mai vorbim despre celelalte persoane, vorbim doar despre cei doi, energia feminină
își reține, se gândește că trebuie să-și rețină pasiunea, până când energia masculină, cu foarte multă pasiune, nu zice nimeni că nu are, trebuie să învețe să exprime și dragoste. Da? Regina de spade a fost clarificată de 6 de bâte, care merge înspre succes, ca și cavalerul de foc, înspre succes, înspre transformarea despre care am vorbit. Își reține, blochează, cum a zis mai devreme, pasiunea ca să se concentreze pe o nouă, un nou foc. Poate să fie profesional, spiritual, eventual poate să fie chiar și acest rege de bâte, dacă exprimă și dragoste. Asta este, da? Asta e adevărul la care ajunge în această perioadă de, eu știu, de tristețe, de decepție, de abandon. Ce, am fost părăsită pentru cealaltă persoană. Ok, și eu de ce să arăt pasiune? Asta e înțelepciunea mea, Regina de Spade. Dacă acest personaj are multă pasiune față de mine, n-are suficientă înțelepciune și principiu, da? Și adevăr, cât să-mi arate și dragoste, nu doar, eu știu, atracția, chiar, nu se cade. Nu se cade, că am zis, pentru că aici este împărăteasa reținută energetic. Abandonată, eventual, până și până se trezește el, până se își topește gheața asta în care s-a obișnuit și să stea. Regele de bâte. Sper că ați înțeles, da? Sunt multe. Lăsăm doar pe ăsta. Dar apare și patru de bâte. Regele de bâte a fost clarificat cu asul de bâte. Ok. Și cu moartea. Dacă se pune capăt, iată, moarte de două ori. Dacă se pune capăt aceste relații, din cauza prea multor secrete și ascunzi, și repet, celălalt nu arată pentru că știe că celălalt e pasional, dar prea reținut în exprimare și trebuie să se transforme. Din cauza lipsei reciprocității, 6 de monede, da? Pentru că celălalt, justiția, magicianul și judecata, trebuie să facă distinție între a manipula și a manifesta, este o mare diferență. Și asta oferă dreptate sau nedreptate, da? Sau creează dreptate, manifestă dreptate sau nedreptate. Deci regele de bâte are pasiune, știe că are pasiune, eventual, și ea poate să meargă înspre un personaj care are pasiune și să lase în spate personajul care nu arată nici ce gândește, nici ceea ce simte. Regele de spade și regina de cupe. Clarificăm regina de cupe. Asul de monede. Doi de cupe. Da. Regele de spade, că au venit împreună. Să nu uităm că cele două au venit împreună, da? Să le punem așa. Regele de... roata norocului, interesant. Și valetul de bâte, da. Regele de spade. Regele de spade și întâlnirea predestinată, da? Simte o nouă pasiune și revin la mesajul în legătură cu cei trei, da? După ce în cuplu sau probabil că pasiunea s-a dus într-o formă sau alta, dar simte o nouă atracție față de acest personaj. Simte că această pasiune îi va schimba viața, această dragoste îi schimbă viața. Este o întâlnire norocoasă care duce către noroc, dar depinde foarte mult de ce manifestă, de ceea ce creează. Simte cu regina de cupe, intuiția lui spune că se poate manifesta ceva de lungă durată, ceva valoros, dar nu exprimă nici gândurile, nici emoțiile, ci mai mult pasiune. Atracția fizică. Ei bine, la aceste lucruri se gândește personajul vostru. Că voi sunteți femeia, că voi sunteți bărbații și căutați despre o femeie și se gândește și la ea, se gândește și la voi.
Eventual și la o altă variantă în care, dacă, eu știu, cine nu a arătat ce trebuia să se arate, se va manifesta această transformare, da? Moartea. Moartea și renașterea, da? Moartea și renașterea. Se pune capăt și se merge pe călătoria care duce la renaștere. Nu pe călătorie. Ia uite, vedeți? E o intersecție de drumuri. E o intersecție. Într-o parte se merge în întuneric, da? În secrete, în necunoscut. Și într-o parte spre lumină. Aici este. Nu știu cât am vorbit, dar sper că v-ați luat mesajele pe care trebuia să le luați în fine, dacă nu încercați și la alte numere. Dar, repet, adică nu repet, spun. Până la urmă trebuie să preluați și din mesajul ăsta ce este mai important. Alegeți, întotdeauna avem această posibilitate de a alege, de a ne alege direcția către care mergem. Asta e un mesaj general. Da? Alegeți, sau mai bine zis, alegeți-vă gândurile, cum face și acest personaj, alegeți-vă gândurile înspre lucruri care vă animă, care vă luminează, vă încălzesc și vă deschid și ultima chakră, conexiunea cu spiritualitatea, da? Cam atât deocamdată, sper că a fost fain. Zic și eu, o sper și eu. Care erau cărțile aici și aici. Așa, cei care ați ales numărul 3, cei care ați ales. Parcă venise ceva, nu mai știu să doar acolo venise. A venit ceva aici? Da, a venit și aici, interesant, da? Mă îndrăgostiți și 3 de spade. Cei care ați ales numărul 3, după cum știți mai bine, este o dezamăgire în viața voastră. Cu 3 de spade posibil și îndrăgostiții posibil, foarte posibil, să trebuiască să alegeți între două personaje. Ori voi, ori ei. Interesant, în timp ce vorbesc apare 10 de foc. Este apăsătoare situația. Nu zice nimeni că e ușoară. Valetul de monede invers a apărut. Și 7 de aer. S-a mințit 7 de aer. Puf, asta e situația. Despre situația asta sunteți, trebuie să vă faceți planuri. Luna. Interesant. Luna, valetul de cupe, asul de cupe, așa. Șapte de aer. Probabil că nu ați arătat unul dintre voi, fiind trei. Cred că sunteți trei. Da? Nu ați arătat ceva, nici ce gândiți, nici ce emoții aveți. Însă, trebuie să faceți, unul dintre voi, o alegere, doi de bâte. Și nu doar o alegere, și planul, adică o alegere în care să vă implicați. Nu e doar o chestiune de principiu, de emoție, să vă selectați emoțiile, să vă selectați gândurile. Trebuie să acționați, da? Și pentru asta trebuie să luați o decizie. Dar trebuie să alegeți între lună, asul de cupe și valetul de cupe. O energie foarte emoțională și versus 7 de aer. O energie foarte mentală. Energia mentală nu arată ce gândește. Măcăne, că sunt niște gâște. Măcăne, măcăne. Tranca, 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 dar nu spune adevărul. Totuși, sunt doi porumbei care ar putea să ghideze înspre un soi de trezire sau alegere, dar despre ce vreau să vorbesc, despre această lună, asul de cupe și valetul de cupe. În secret există o nouă atracție. Dar atracția asta se bazează foarte mult pe emoții, pe intuiție, pe un sentiment de acasă, de vindecare. Dacă nu este un nou personaj, trebuie să vă vindecați voi de imaturitatea cuiva, eventual. După cum vedeți, aveți. După cum vedeți, aveți 3 de spade și îndrăgostiții, cavalerul de cupe, iar cupe pasiune, asul de bâte
Și blocaj, 8 de spade și puterea. Ia uite, regele de spade, 6 de cupe. Stați un pic să mă gândesc. De fapt, să mă gândesc, să simt. Iar. Apare regele de spade aici. Cu acest abandon pe care îl are din copilărie, un complex al singurătății. Că toți cei pe care i-a iubit și cu care s-a simțit bine l-au părăsit. Acest personaj s-a creat el, rațional. A gândit, regele de spade, a gândit bine. De acum încolo, manifest putere. Manifest ambiție. Dar iată, apare asul de cupe și asul de bâte și îndrăgostiții. Apare o dragoste care atrage fizic, dar nu doar fizic. Și la... Nu doar fizic. Este și mult romantism. Este o dragoste care aduce un soi de compasiune, de înțelegere reciprocă. Unul poate proteja pe celălalt fizic și eu știu pe alte aspecte ale vieții, celălalt îi oferă dragoste autentică, da? Asul de cupe, valetul de cupe, luna, înțelegere, compasiune, intuiție. Însă, există acest blocaj deocamdată. Sau a existat până acum. Care cred că cel care a vrut să fie rațional trebuie să-l depășească. Trebuie să-l vindece. Pentru că dragostea vine în viața noastră ca să ne vindece și să ne învețe ceva. Hai să vedem. Ce gândește? Deocamdată 10 de foc și valetul de pământ. Faptul că nu s-a manifestat nimic concret între voi apasă foarte mult. De ce nu s-a manifestat? Pentru că e interesant. Trebuie să învățați să vă eliberați. Pentru mine asta înseamnă manifestări, da? V-am mai spus despre lună plină și vorbim la lună plină. Această etalare la lună plină. Cine vrea să manifeste în realitate, trebuie să învețe cum să se elibereze, că astea sunt eliberări de niște cicluri, de niște oameni, de niște situații care apasă foarte mult în această poveste. Vorba de eliberare. Nu doar că e 10, dar și imaginea în sine susține. Multe cicluri de eliberare, poate 10 luni, 10 luni pline. Rămâne de văzut la câta lună plină sunteți, sau eu știu, de când ați început eliberările. Și interesant, aici sunt și cărți. Ar putea să fie intenții manifestări și aici eliberării. Ca să puteți manifesta, să întoarceți acest valet de monede invers. Deocamdată nu se manifestă nimic practic. Și faptul că nu se manifestă nimic practic, consumă energetic. Ce gândește despre voi, numărul 3? Sunt multe. Da. Eu pe asta. Vorbeam de cicluri. Ascultați și la Berbec, am vorbit, am explicat despre cartea asta. 3 și cu 1. Trebuie să vă creați un nou 1, un nou ciclu de manifestare. Să ieșiți din ciclurile vechi. Vorbeam de cicluri, da? Și ce apare? Loialitate. În primul și în primul rând, loialitate față de voi. Dar 2 și cu 9 înseamnă 11. Pe de-o parte Marea Preoteasă, pe de-o parte Justiție. Da, ieșitul ăsta din niște cicluri karmice, vieța anterioară, relații karmice până acum manifestate, amână manifestarea dintre voi practică până învățați să vă onorați unul pe celălalt. E o loialitate între unul și celălalt. Dar e un cuplu interesant, e o femeie, energie feminină. Și aici este
cu coroană roșie, care în cultura asiatică, vă zic sigur, reprezintă Fenixul Renașterea. Însă, energia feminină, în mod special, apare doritoare să se elibereze de lucrurile nemanifestate. Eventual, da, vrea să se vindece de confuzii, probabil că aștepta niște scuze și n-au venit cu valetul de cupe. Într-o poveste de dragoste, eventual, plină de confuzii și de mister. Da? Luna și șapte de aer. Minciunele datorate confuziilor, în mod special. Energia feminină, în mod special, vrea să se elibereze. Vrea să manifeste, să meargă, să zboară înspre. E și lună plină. Acum, clar, ia uite, toate țin, e lună plină în balanță. Toate țin de această eliberare. De cineva care a fost imatur, în primul și în primul rând. Este un valet, nu contează, poate să fie și să aibă și 60 de ani și 50 de ani acest personaj, energie masculină în mod special. Da? Care nu știe să manifeste, nu se implică, nu studiază, nu creează. Valetul de monede creează, că de-aia e de monede. Creează practic. Dar pentru asta trebuie să studiezi, trebuie să o ia de la capăt, da? Și cineva nu s-a implicat. Eventual, acest personaj nu mai vrea să se implice, poate să reprezinte și dorința lor, da? De a se elibera de această relație karmică sau ciclu karmic. Interesant, la capătul setului de cărți apare, puteți să ascultați și numărul 1, apare leoaica. 3, 2 și cu 1, de fapt, și 3 și cu 1. Aici este. Deci, acest personaj știe ce are de făcut. În primul rând, vrea să creeze 3, un nou ciclu, o nouă etapă în viața sa. Intuiește, 2, Marea Preoteasă, intuiește că pentru a crea acest 3, trebuie să cuvânteze într-un anume fel, în pace, să rostească în pace, să fie în pace. Și eventual să fie loială, sieși, da? Ei însăși, mai bine zis, da? Am vorbit de manifestări aici, am vorbit și de eliberări. Mai, energia aceasta feminină știe ce are de făcut. Ce? Vorbim iar de 1. 1, 21, 3 și 1, 10. 1, da? 1, 1, 1. E cam hotărâtă. Să-și ia zborul, să iasă din acest ciclu. Destin, mai! Vrea să-și creeze destinul. Acum, vorbim de o energie feminină. Poate să fie și un bărbat care se conectează, se întâlnește, interesant, cu această, aș spune, mare preoteasă. Da? Clar. Este o energie care se conduce pe ea, conduce și pe alții înspre lumină. Cu credință, cu încredere, cu autoritate. Este un 1. Probabil s-a produs această întâlnire între cineva și o persoană trează care inspiră într-un nou ciclu de manifestare. Dacă sunteți bărbați, intrați pe această energie feminină, începe să intuiți, să vă ascultați intuiția și să faceți eliberările de rigoare, da, pentru a manifesta ceva, dar acel lucru nu se poate manifesta până nu vă eliberați. Pe de altă parte, vreți și voi să vă eliberați de o situație în care n-ați putut să creați nimic și vă dați seama că e karmică și atunci ce rost are implicarea, nu mai vreți să vă implicați în acea relație karmică, în acele relații karmice care vă consumă și vă concentrați pe creșterea voastră spirituală. 2 și cu 9 înseamnă 11. 11 este justiția. Atrageți justiție divină, poate aveți probleme în tribunal unii dintre voi. Interesant, în timp ce vorbesc, a ieșit și link-ul, secretele. Și lucrând, cum am spus mai devreme, vă atrageți destinul. Ieșiți din contracte, interesant, și vă atrageți destinul. Nu știu, mai simt nevoia să mai iau de 10 de cupe! Vă gândiți că destinul vostru este să vă bucurați.
de voi și de o dragoste autentică, dar pentru asta trebuie să echilibrați interesant emoția și intelectul și trebuie să vă, ce e asta? 8 de aer. Să ieșiți din niște blocaje. Am văzut mai devreme 8 de aer, nu? Niște blocaje, programări mentale. Deci în profundă transformare. Transformare. Da, vreți? Ia uite, 8 de aer, 8 de cupe, 8, adică eliberare mentală, eliberare emoțională, moarte și renaștere, interioară simt eu, și reechilibrare emoție și intelect. Reechilibrare, da. Pentru că vreți, 10 de cupe, vreți fericire. Probabil că cineva v-a oferit o cupă, asul de cupe. În secret, posibil. O cupă în care v-ați simțit foarte bine, v-ați regăsit și nu vă mai regăsiți în relațiile karmice. Bărbați sau femei, nu contează. Simt nevoia să mai iau încă o carte, da? Destin. Da, după destin ce mai? Ce se gândește? Acest regele de aer iar apare. Fiind rațiunea noastră, rațiunea noastră, a voastră, da? Vă pune pe gânduri între ce ați creat pe pământ și ceea ce puteți să creați într-un cuplu divin, doi de cupe, cu sufletul vostru pereche, nu cu persoanele karmice. Între cer și pământ, probabil acolo cu sufletul vostru pereche, asul de cupe în secret eventual, dragostea aceea în secret, cu sufletul vostru pereche vă simțiți ca în rai, însă trebuie să reveniți, rațiunea vă spune, regele de aer vă spune să reveniți pe pământ, dacă aveți responsabilități, dar ceva în voi se întâmplă. Nu mai vreți pe acest pământ așa cum ați fost până acum, în ce sens? Vreți, e un sentiment de eliberare, da? De relațiile karmice. 3 și cu 1. Dacă sunteți bărbați, v-ați întâlnit femeia divină care nu face parte din niciuna din relațiile karmice pe care le-ați experimentat până acum și femeia divină vă actualizează, 2 și cu 1, mare preoteasă cum este, prin cuvântarea sa, vă actualizează această trezire. Ea este și mare preoteasă și femeie divină și voi trebuie să deveniți împărați 3 și cu 1, 4. Dar pentru asta trebuie să vă creați, da? Creați un nou ciclu de manifestare. Dacă sunteți bărbați. Da, dacă sunteți femei, vedeți cum adaptați mesajul. Dar am zis și despre femei. Destin. Vă gândiți la destin. 1. Copil, emoții, înțelepciune. Dacă ați avut de-a face cu un personaj copilăros, imatur, v-a creat această... reîntoarcere într-o zonă emoțională întunecoasă experimentată prin relațiile karmice, la care nu vreți să vă mai întoarceți, pentru că știți cum e. Cei care sunt destreși spirituale, ia uite, vedeți aici cartea? Știți cum e acea zonă, da? Și nu mai vreți. Din acest motiv faceți eliberări. Vreți să manifestați destinul vostru, interesant nodul nord? Unii dintre voi sunteți îndemnați să mergeți către nodul nord al lunii. Destinul și nodul nord al lunii, da? Bărbați, femei, nu contează ce sunteți. Pentru asta trebuie să vă găsiți înțelepciunea, nouă de bâte, să blocați, repet, să blocați și să vă eliberați de relațiile karmice și să vă deschide sufletul și viziunea într-o nouă direcție. Dar asta înseamnă la un moment dat și un soi de singurătate. Pentru asta nu se manifestă nimic deocamdată în practic, pentru că trebuie să vă găsiți lumina. La capătul setului de cărți, iar vorbim despre regele de aer, între cer și pământ și doi de cupe, sufletul pereche. Între cer și pământ și avem și doi de bâte, iar între o minciună trăită pe care și-a spus-o, sau eu știu, pe care a auzit-o, minciuna relațiilor karmice, da? Măștile relațiilor karmice, oglinzile și adevărul. Vedem. La ce se mai gândește acest personaj? Roata norocului și regele de cupe. Roata norocului.
Am vorbit interesant că reapare sentimentul de abandon din copilărie, din relațiile mai vechi. Dar apare acum o întâlnire predestinată, destin predestinată, interesant cum se confirmă, în care energia masculină începe să simte multe emoții. Asul de cupe, luna, valetul de cupe. Doi de cupe. E o întâlnire cu sufletul pereche. La ce se gândește acest personaj? La ce se gândește acest personaj? Multe. Acum las nu prea multe. Dar văd steaua, ați văzut și voi steaua. Încearcă să se vindece. Poate că este o distanță între voi cu steaua. Poate că este ceva de neatins. Unul dintre voi este mai de neatins dintr-un punct de vedere. Să zic, energetic, aș spune, nu că ar fi distanță, e vorba de energie. Sunt multe, mai, dă-mi mai puțin, te rog frumos, unul, maxim, două, hai, te rog frumos. Ce gândește acest personaj? Și asta parcă vrea să vină. Ia uite, male, preot și faetonul. E o trezire spirituală? Eliberarea de preconcepții, de educația, că am vorbit de educație la un moment dat, de familie. Familia e karmică, să știți. Și căsătoria e karmică, în fine. Dar e o schimbare de viziune și de emoții și de sentimente, dar și de principii. Și dorința de a merge către steaua pe care am văzut-o mai devreme. Faetonul merge către stea, către vindecare. E o determinare la ce se gândește. Eventual. Mai dăm. Vrea să fac o călătorie. De ce? La ce se mai gândește acest personaj? Probabil că s-a consultat cu cineva interesant înainte de a face 9 de monede. Vrea să meargă către o persoană 9 de monede preîmpărăteasă. Este o persoană liberă, care nu trăiește în ciclurile karmice, preîmpărăteasa merge către împărăteasă 3, 2 și cu 1, 3, către marea preoteasă, că e singură, da? Își manifestă destinul ei cum vrea. Ori vrea să meargă către, dacă este căsătorit sau este într-o familie prea strictă, prea karmică, vrea să meargă, da? Câte rotițe sunt aici? Nu știu câte are faetonul, 2 sau 4, dar mai adăugați încă una de la roata norocului. Deci, viteză. Simt eu că vrea să accelereze. Să meargă hotărât înspre independența sa sau înspre o persoană independentă. Și de ce a venit pe orizontal? Am senzația că își dorește căsătorie sau relație. Da. E o separare între voi și lumea. Separare, eu știu, trezire. Separarea dintre voi, abandonul. Distanța. Și niște evenimente neașteptate aduc trezirea cuiva, eventual al regelui de spade despre care am vorbit mai devreme, care face diferența între relațiile în care s-a luptat până acum, cele karmice, și relația în care doi oameni puternici se pot transforma și pot crește împreună. La ce se mai gândește? Cinci de spade. Cred că să clarific. Da, se gândește la o tocare. Cum să manifeste? Dar depinde cum manifestă. Cinci de spade. Eu vreau să-mi clarifici 9 de monede, te rog frumos. Clarificăm 9 de monede. Regele de bute. Care de bătă. Dacă e independent, probabil că își dorește un cuplu. Puteți să fiți voi în acel cuplu. Voi doi. Pentru că văd multă, multă pasiune.
5 de spade, te rog frumos. Da, simt că își dorește un cuplu, dar nu karmic, nu, darmic, că am vorbit de destin. Nu vrea pe oricine, vrea persoana predestinată. Eventual gândește că voi doi sunteți, nu știu, depinde unde sunteți, nu știu, a doua persoană, a treia persoană, nu știu. Mai dăm. Cavalerul de cupe apare ca și dorința de a împărtăși din emoții, însă clarificăm 5 de spade, soarele. Poate că are conflicte acasă și le înțelege dintr-o nouă perspectivă, pe de altă parte, dar 5 de spade este și foarte ambițios, ca și faetonul, dar într-o altă formă. Foarte ambițios. Nu doar să se bucure de bani, dar să se bucure și de o relație stabilă, abundentă, însă predestinată, nu karmică. Iar asul de spade. Clarificăm 5 de spade, doamne, 5 de spade. Blocaje au fost. Uite, împărăteasă. E prin preajmă împărăteasă. Energia feminină aceea specială. Pentru unii, da. Cinci de spade. Cinci de spade, te rog frumos, clarificăm cinci de spade. Ce gândește? Deocamdată are un fel de conflict de interese, conflict mental în sinea sa, între emoțiile pe care le simte, pasiunea care, eu știu, îl consumă în general și în povestea dintre, eu știu, despre care vorbesc, 10 de foc și regele de foc și baletul de foc, multă pasiune are, dar probabil că trebuie direcționată corect, așa simt. Să zic, trebuie direcționată corect. Într-o zonă predestinată, nu ciclică, nu karmică. Cinci de spade. Ia, uite, regina de cupe și împărăteasa. Și regele de cupe. Și am vorbit de împărăteasă chiar de la început, da? Acest personaj își dorește să devină împăratul. Împăratul, da? Iubitul, soțul, să fie totul pentru o femeie, poate sunteți voi femei, și vreți să mergeți înspre un bărbat care e conștient de ceea ce trebuie să fie pentru voi. Dar e conflicte. Probabil că sunt gelozii. Posibil la locul de muncă să fie gelozii. Vedem o carte pe 5 de spade. Ce reprezintă pentru mine gelozii și conflicte? Ce reprezintă aceste gelozii din partea cui sunt?